mentorul meu, aș putea spune chiar îngerul meu păzitor, este persoana care întotdeauna m-a susținut, m-a ajutat și m-a îndrumat atunci când am avut nevoie. E necesar un mentor, pentru că un copil nu are cum să știe. Vorbesc în general în zona asta unde mă pricepe mai bine. Un copil nu are cum să le știe pe toate din start. Noi înșine ne-am descurcat greu de-a lungul timpului și la vârste mai avansate, dar rămite un copil. Și așa că mentoratul cred că e binevenit oricând și mai ales pentru cei tineri. Un copil este un copil. Dacă nu te porți frumos cu el, dacă nu te porți delicat cu el, îl pierzi repede. El se apropie de tine și am avut plăcerea asta să simt de la copila aceasta de Nița Lepădatu de care vorbeam. Am avut bucuria să simt apropierea de așa natură încât am simțit-o că trăiește prin asta, pur și simplu, adică și-a făcut un crez din treaba asta, mi-a acordat toată încrederea și a mers înainte. Un asemenea copil, dacă îl pierzi din mână, dacă îl dezamăgești, ai ratat un lucru esențial. Deci educația unui copil este un lucru foarte sensibil, foarte, eu știu să zic, cu greutate făcut, de așa natură încât să nu se rateze, pentru că păcatul ar fi foarte mare, pe măsură m-ar veni. Nu e un copil oarecare, copilul care ai de-a face la mentorat.